Pentru că n-am mai filmat omul străzii de atâția ani, venind pe aici pe la ASE, prin față și mergând pe străzile astea, mă simt ca atunci când te întorci într-un loc al copilăriei după foarte mult timp. Nu că n-am mai fost pe aici, dar așa, în ipostaza asta. E tare! Cum vă cheamă? Georgiana. Și? Alice. Alice. De unde sunteți? De aici, din București. La ce facultate? La ASE. La ce? La ASE. La business și turism. Cum te cheamă? Andruța. Andruța. Stai așa că ne omoară acest băiat. Îți place Bucureștiul? Nu prea. Deci e aglomerată? Da, da. Crede-mă că în 6 luni, 10 maxim, nu o să-ți mai placă acasă. Zici? 100%, am trecut prin asta și eu din provincie. O întrebare pentru tine, marele premiu al emisiunii, un leu de la UTV, marele premiu al... Nu întinde, trebuie să muncești pentru el. De obicei. Așa e în viață, na? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Bravo, are cultură cinematografică. Aveți șansa să câștigați marele premiu al emisiunii, un leu de la UTV. Dacă îmi răspundeți la următoarea întrebare: când este ghinion să te întâlnești cu o pisică albă? Stai, nu știu. Când ești îmbrăcat în negru. Nu. Niciodată? Există un moment în care e ghinion să te întâlnești cu o pisică albă. Niciodată? Nu știu, niciodată. Când nu te întâlnești cu aia neagră? Nu. Niciodată. Băi, cred că e mai ușor o ecuație de gradul 2 decât să-ți răspund. Pe 13. Nu. Smart. Vrei să spun că niciodată? Există o situație? Niciodată. Nu e adevărat. Te mai bagă cineva? Zi, frate, tu ia. Înainte să intri la aparate. Da, cum îl speli, frate? Cu papă și șampon și... Smareas. Boring. Gen, cam așa se întâmplă, știi? Nu e nimic special. Greu. Cum îl însuci? Cum îl... Fănu, ce trebuie? When is it bad luck to meet a white cat? I don't know. You have to think about it. Noapte. Nu? Lunea. Pentru că? Nu știu, să nu fie... Niciodată, nu știu. Nu e ghinion. Ba da, e ghinion, ca așa zic eu, dar când? Mereu. Niciodată. Nu? Bă, voi vezi ce ochi are, mă? The eyes, chico, they never lie. Și cu roz în cap, așa tare. Vă place, nebunilor, vă uitați, da? Când te întorci cu spatele la o pisică neagră, nu știu. Nu? Okay. Era și una neagră în apropiere, eh? Nu. La înmormântare. La? Înmormântare. Nu, că bănuiesc că depinde. Nu-ți mai pasă dacă ești tu vedeta în înmormântării. Când e zăpadă afară și ești cu mașina. Și ce legătură are? Că dai peste ea. Că dai peste ea. Aaaa, ce drăguț, dar nu. Trebuie să filmăm până cineva ne dă răspunsul corect. E clar că trebuie să găsim pe cineva. Când este ghinion? Salut. Spune întrebarea, că nu știu. Când este ghinion să te întâlnești cu o pisică albă? Nu știu. Nu știu să răspund, chiar nu știu. În vis. Nu? Vă lăsați, vă zic? Nu, stai că ne mai gândim. Moare ăsta, vrea leu neapărat. I have no idea now. Where are you from? I'm from China. China? You don't look Chinese. Half? Bă, ăsta mușcă. Când te calc o mașină. Cred că e ghinion să te întâlnești cu mașina. Bă, vă dau un indiciu, mă. Bravo. Nu ești om. Nu știu. Altă întrebare. Ceva abstract. Ceva abstract. Boring. Când ești șoarece. Bine, mă, primul răspuns, bravo. Un leu de la UTV-ul. Perfect, mersi. True. E grea viața asta. Nu fac față. Atunci când ești șoarece. Atâta. Poker face.